De pe taraba din piață sau direct de la poarta celui care spune că este producător. De unde este mai rentabil să-ți cumperi legumele și fructele? Și ce garanție ai că vânzătorul te îmbie cu marfă din propria grădină și nu din Turcia sau Grecia? Cireșele și căpșunele sunt foarte căutate în această perioadă. Dacă acum o lună un kilogram de căpșune era cumpărat cu 100 sau 80 de lei, acum poate fi găsit cu 20 și chiar 15 lei. Și cireșele care în aprilie costau 100 de lei kilogramul, astăzi pot fi procurate cu 15-20 de lei. De unde v-a aprovizionat mai des, de la piață sau de la hipermarket? De la piață și de la țară, de la mine. Cum mi se pare? Și aici sunt fructele extraordinare, fiindcă la noi la țară nu prea s-au făcut și luăm din piață. Da, proaspete și foarte bune. În aceste zile, tarabele din piața Mircea din Drobeta, Turnul Severin, sunt pline cu cireșe și căpșune. Sinceră să fiu, depinde de unde le iei. Câte unele chiar au gust, am luat căpșuni foarte bune, dar acum depinde cum le nimeri. Unele sunt bune, unele nu. Faceți mai des cumpărăturile, de la piață sau de la hipermarket? De la piață. Stau foarte aproape de piața Mircea. De la piață. De la producători. Ce părere aveți despre prețurile de la tarabe? E greu de spus. Prețuri mari. Asta este natura. Este așa cum este și trebuie și ei să trăiască. Marfa oamenii ăștia. De calitate? Este de calitate. Este, poți să alegi. Ai de unde. Numai bani să fie. Prețul acestora continuă să scadă de la o zi la alta, iar acest lucru este un motiv în plus de a le procura fie pentru consumul proaspăt, fie pentru a le conserva. Vânzătorii spun că sunt mulțumiți că reușesc să-și vândă marfa aproximativ la același preț ca în anii precedenți. Cumpărătorii spun că acum este momentul cel mai potrivit să savurăm din plin fructele de sezon, iar prețul acestora nu-i sperie, ba din contră este destul de accesibil. Amintim că la sfârșitul lunii mai, în piețele din Drobeta, Turnul Severin au apărut primele cireșe. Acestea erau aduse din Spania sau Grecia și costau între 100 și 200 de lei. Tot în aceeași perioadă, un kilogram de căpșune din Grecia costa între 70 și 100 de lei.